treabă să audă acolo, bă, domnule. Fați, drogați, imbecili? S-a umplut Bucureștiul de mârlan, costele, nu mai suport în București. Trebuie să ne mutăm. Nu știi vreo altă capitală pe aici, prin România? Ajunge, fă, uraganco, taifunco. Era așa atmosferă liniștită aceea la televizor. Războaie cu minți, crime liniștite, violuri nevinovate. Veni și tu ca Val Vârtejul aceea. Veni ca Val Vârtejul. Păi să-ți spui ce mi s-a întâmplat, Costi. Ce ți se... Fusai și eu să cumpăr un plovăraș. Și nenorocita de vânzătoare, ce să gândia? Să mi-l dea cu 100.000 de lei. Nu merge. Negociai, dragă, o oră și mi-l lăsă la 1.000.000. Ce fă? Dedești 1.000.000 pe o tranță de 100.000. Exact. Păi suntem în București, Costele. Ce vrei, să zică lumea că sunt zgârcită? Să zică că port ploveri de ăștia de țoale de 100.000 ca țărâncile? Unde e ploverul să-i dau foc? Unde e ploverul? Păi să-ți spui că în drum trecui pe la Mariot și-l vândui cu 10 milioane. Bravo, pă, odată te-a dus să-și pe tine capul, bravo. Vino să te pup. E, nu te grăbi cu pupatul, că cu alea 10 milioane cumpărai un pix. 10 milioane. Un pix. Pix. Ce, ce te mir? O, că nu sunt țărancă și proastă. Că nu 10 milioane dădui pe un pix. Mai pusai 5 de la mine. Înțelegi? 15 milioane. Da, dar negociai. Un pix. Păi da, că costa decât 1.000.000. De nu te-ai bătea eu până s-o termina pasta din el? Stop, căci în cazul ăsta o să mă bați destul de puțin, că în drum spre casă m-ai mâzgălit cu pixul pe afișele electorale de la primarie ăia și le făcui dinți negri, ochi negri, mustăți. Bine, le-aș fi desenat și altceva, dar era decât bust. Chiar, bă, Costele, dar tu de ce nu candidezi, bă? Să-ți deseneze și ție, mă, să nu se mai vaiete pe la toată lumea că tu n-ai. Auză, lasă tu asta. Tu du-te și ceartă-te cu morți să te ia acolo la Dugheană, lasă. Care Dugheană, bă? Mi-am dat demisia, bă. Ha. Nu să cade, bă, ca un viitor primar să mai lucreze la morți, bă. Dezastru! Pleacă umflatul de aici! Eu te fă! Victorie! Costele! Tu-ți dai seama că dacă iese slugoiul primar, ce ne face? Ne ține pe la el, pe la uși, ne castrează câinii, amanță. Și ce mai fi de castrat prin orașul ăsta, în afară de tine? Mă rog, nu știu, de mâine candidezi și tu la primărie. Să nu începi, să nu începi, că eu nu vreau, că eu nu pot, că vezi că te bat, că cu mine nu ține de ăștia. De mâine candidezi la primărie, că nu știu ce fac cu tine. Stai, fă puțin să spun, stai să spun, că bineînțeles că candidez, când am candidat eu, am afișe, am tot, dar nu vreau să țin așa secret, să spun mai târziu. Da. Păi, da, am candidat și în toamnă, nu ții minte, când s-a dus lumea la vot. Și a câștigat una Constituția, fă. Și mă mir că am avut voturi mai multe ca ea. Așa te vreau, bărbat adevărat, ia-te viitorul primar, ia-te, ăsta-i, ia-te, ia-te. Slugoiule, auzi? N-ai nicio șansă să câștigi, căci pentru primar, campania electorală o face doamna. E clar. Ce? Păi dacă faci tu campanie, Leana, îl scoți sigur Mister Detergent de la sau cum regele încornoraților, cum dracu e mai zice. Păi la cât te pricep tu la politică, hai de capul tău. Său, dragă, slugoiu, o să vedem noi pariu. De seara la 6, adunare, staff de campanie electorală la farmacie. Să ne fie clar? Nu putem să venim la 6 de seara, pe mine o să mă doară capul, îi păli la burta. Nu discut! Nu mai era invers. Pe mine capul și pe tine burta. Mă rog! Bă, noi nu putem să vin, că ne doare toate alea, nu?
Bă, da, și acum, dacă tot venirăm de la sat, după cum nu are rost să-i facă dispensarea, păi, am băgat atâția bani, eu vă rog și bune niște. Ia, liniște, vă rog, liniște, vă rog. Să ascultăm declarația de independență a domnului... Discursul electoral. Discursul electoral a viitorului domn primar. Scumpii mei bucureșteni, apropo de scump, cât de deși pe foaia asta? 10 milioane, 20, cât de deși? Dragă, citește acolo, nu-i face analiza literară. Tu citește ce a scris o minte strălucită. Ați fost mințiți și păcăliți de atâția și atâția primari. Eu nu numai că nu vă voi minți, dar chiar am o experiență de 20 de ani în a fi mințit și păcălit. Cam de cine mă rog? Amănunte, dragă, atingeți scopul. Citește. Voi sta la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, preocupat fiind doar de problemele orașului, fără să mă intereseze ce face eu în acest timp soția mea acasă, care va sta legată cu lanțul de picior de balustradă. De ce miți? De ce bagi de la tine? Păi citește acolo ce scrie o filozoafă. Fă tu de aia vrei să ieși eu primar, să-ți faci de cap în lipsa mea acasă. Nu, Costele, știi că funcția de primar cere sacrificii, drag. Și cea sacrificată sunt eu, Costele. Pentru că sunt 500 de mii de bărbați în București. Și eu trebuie să mă duc pe la fiecare să le cer semnături. Câte ore de muncă cu oia tineri, câte secunde cu oia bătrânie, așa? Și-ți dai seama, 500 de mii de semnături de la soția ta. Mitică n-are soție și deci din start pierde 500 de mii de electori. Trebuie să facem ceva ca să facem lumea să ne voteze, mă înțelegeți? Da. Eu mă ocup de studenți, de șoferi și de bișnițari. Bravo! Nea Mitică, eu mă ocup de bătrâni, băi! Le spun, băi, dacă nu votați pe Nea Mitică, vă rup și bastoanele și vă desuflu cărucioarele! Așa, bă, bravo! Bre, eu mă ocup de pușcăriaș, că-i cunosc pe toți, să moară mama! Iete, de te-i și anunț la ziar! Promoția 2003 sărbătorește un an de zile de la absolvirea colegiului Jilava! Bravo, bă, și ție, bă! Uite, eu, luați seama, mă gândi la niște lozinci de ăștia. Cu Mitică la primărie, singurele grobi din București o să fie ale pentru morți. Bravo! Bravo! Mai aștept propuneri, mai are care face. Ia zi. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și striga în gura mare, votați-l pe Nea Mitică. Nu, stai că nu rimează. Nu. Și striga în gura mică, votați-l pe Nea Dumitru. Foarte. Nu știu, fixul scrie prost, nu, eu... Auzi, fă, tu ești bună să-i faci campanie lui Tacto, că nu-l mai alege nici dracu. Zi-mă tu dacă ai ceva în căpățână. Iauzi, votați omul cu lopata, nu pe fraierul de tata! Asta, mă, bravo, mă, Sfântul! Iauzi, dacă mai am! Cu Nea Mitică la primărie, vă facem la toți sicrie! Cine astăzi mă botează, mâine gratis se mormântează! Bă, norodule, mă și arestează, taci din gură! Vrem străzile asfaltate, nu vrem străzile asfaltate, vrem formol de calitate! Bă, doamneți-l pe asta, bă, că mă bagă la necărbătă! Bă, bine, după băruțane, vrem că vă cu termopară! Bă, unde te faci ăsta, bă, pleacă-mă de așa, bă! Pe Costel Pârțac, să-l votăm cu drag. Pe Costel Pârțac, să-l votăm cu drag. Liniște, că vă ia mama, dracu! Mulțumesc! Ziceau bine ce... Și acum, dacă cineva are întrebări pentru domnul primar aici de față. Da, dumneavoastră de aici. Da, domnul primar, o să luminați toate străzile din București? Și dacă da, de ce? În afară de idioți, dacă mă are... Nașă, în afară de... Exact, în afară de străzi, ce mai vreți să luminați? Da. Să răspundă domnul primar. Încă de când aveam 7 ani și am hotărât să dau la filologie... Și la 8 ani te-ai răzgândit? Exact. Dorința mea cea mai mare a fost aceea de a ilumina mințile oamenilor. Voi face din București un oraș al luminii. Nici o problemă. Îi dăm foc, adică, mă, tătică, nu? Ia uite, spionule! Ce cau
cauți spionul aici, a? Te trimis în opoziția să spionezi? Scuze, mami, că m-a bătut aerul, neamitică, și de-aia veni aici. Dar de ce te bătură? Păi nu fu de acord cu lojincile mele. Trinc! Mâncat iar mama de căciulos. Lozânci! Lozânci ne trebuie! Ai așa o lozâncă pentru tată? Da, ia uși. Bucureștiul să înflorească condus de un țăran cu bască. Bă, tu ești tâmpit, mă, ce țăran cu bască, bă, trebuie să fie, bă, nu te mai lua fă după asta. Lasă la mine, iauzi. Lozâncă pentru tată. Vrem primar în capitală, un bețâv ce nu se spală. Bă, terminați-vă, terminați-vă. Ce bețâv de nu se spală, mă, votează dracu, fă, ce ești nebună. E adevărat, Costele. Pentru că electoratul este influențabil. El când aude că tu preferi să nu te speli două luni de zile decât să consumi apa radetului, ce-și spune contribuabil? Ha? Ăsta este un primar care face economie. Bravo, fă. Ei, să vezi ce economii fac eu de acum încolo. O să te bat numai cu lumina stinsă. Stai, bă, stă, bă, cu lumina. Ce faci, bă? Te vreau să bat și eu pe Leana, că văd că e lumina stinsă. Plângește. Auzi? Spionul, mama. Matahala, matahari. Îi spui tu așa, mama, cam ce planuri are opoziția? Da, dar trebuie să mă stimulez, mă, mămică. Hai, bagă, o ciută, două ciute. Hai, bagă. Hai, dublează suma, că e campanie electorală, 300-400. Nu știu dacă-mi permite bugetul, da. Zătul, mama, ce se discută acolo în secta aia lumitică, a? Păi, nu știu, că n-am fost atent. De căciulos, nu ești bun nici de campanie, nici de nimic. Costele, o să fiu din nou sacrificat. Mă voi duce, mă voi deghiza și mă voi infiltra în tabăra opoziției. Înțelegi că este toată... Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cine e, mă, ăsta? Dați-l, mă, afară de acelea, mă! Și votul meu contează! Și votul meu contează! E, da, mă, așa e! Ia, stai aici, rămâi aici. Deci, fiți atenți, unde vedeți în oraș afiș Costel Părțag primar, scrieți și voi sub el acolo jos, are o nevastă curvă și proastă. Înțeles? Așa. Dar de unde știi dumneata că e... Dar de unde știi dumneata că e curvă și proastă? Păi știu de când umblai pe acolo pe islanzi cu vorba aia cu vacile. Venea tractoriștii la ea și zicea, vezi că-mi scăpă relantiul pe jos. Ce, ia, pleacă-te și ea. Și ei s-a așezat la coadă în spate, toți la rând, și de-aia care s-o... care s-o... Să știi că mai era niște nesântâți care să băga și în față. Așa se vorbește prima halale, am auzit eu. Ei. Adică tata a fost tractorist? Nu toți, Lilă, numai unii din ei. Ho, Lilă, gata, stai cu minte. Ho, stai că glumirăm și noi. Ia uite, nu ți-am promis eu că dacă ajung primar, o să-ți dau, trec casa de la tato, eu naționalizez și o trec pe numele tău. Înțelegi? Uite, am și actul cu alea semnat. E vrecu, te mint? Chirpici Dumitru. Pe ce, ăsta e numele meu, e numele matale. Da, dar poate să fie și al tău, că de ca primar trebuie să mă însor și eu, nu? Și nu, poate... auzi, nu ți-am mai rușine să mă înșel! S-o înșel pe Leana cu fiesa! De, domnule, ce să facă? Leana e bătrână, scorojită, uscată, curvă, proastă, pe când fiesa și ea trufandacă, alea, vorba rumenă! Dacă o să ieși dumneata primar cu Leana aia, ce o să se întâmple? Uite, o să-i dau de mil acolo, pe la primărie, să dea și ea cu mătura. Și dacă e ca lumea, o dau și șoferului să se îndixtreze și el cu ea o dată de două ori. Da, să... Merge, da. Cu condiția să fie vreo 10 șoferi. Hai, merge și 20, că unde-s 30, ce mai contează 40-50? Auzi, bă, fraților, e te-s făcut ca în târziu
Și mâine e alegeri. Eu zic că să mergem să ne culcăm fiecare pe la casă lui și să fim sănătoși. Auzi, domnule, dar nu mă ieși pe mine acasă, că sunt și eu fără casă, homeless. Bă, te-aș lua eu, dar dorm la nesâmțit asta de Leana și e caz. Ce are? Ce are? Ce are? Ce are, domnul? Dorm și eu acolo, într-o debara, într-o... Ceva pe acolo. Bine, hai, noi, vedem. Lasă, te-ai mai apucat tu ziua de mâine, domn primar, auzi? Ia uite, băi, 12 noapte, une dreacu umblă năroada aia, bă, frate, bă. Face vreo prostie, vreo boroboață și mă compromite acum în prag de campanie. Nu vă zici, mă, pe Leana? Nu vă zici, bă. Ei, te caută, mă, ce? Ei, caută. Une dreacu umblă asta. Cine e ăla, mă? Bă, iete un cerșetor, un amărât, sărac. Poate îi dai și lui voie să doarmă la noaptea acelea, că vai de steaua lui. A, și zi, Leana, n-a ajuns acasă, ai? N-a ajuns, bă, nu știu pe unde. Cine știe la ora asta pe unde stă, cu ce dobitoc îl ține de gât, prin pe unde l-o ține? Nu știu, bă, ce să mai fac cu ea. M-am săturat să o mai și bat, pe cuvânt. Fii atent, eu dacă ajung primar, eu divorțez de asta și o trimit înapoi la Sadova la Vaci, unde e locul. Asta dacă ajungi primar, că s-ar putea să te duci tu la Sadova și ea să rămână în București. Ce să-și, mă? Nimic, conașule, îmi gheorțe burta de foame. N-ai o bucată de pâine pupața și lipsa ma tale. Na, mă, lasă-mă, bine mă aminte că să-ți zic ceva. Fii atent, dacă tu îmi dai mie partea... Dar poate ai puține... Țuică să-mi dai și mie. N-am, mă, caută, că n-am. Dacă îmi dai mie voturile tale... Este o sticlă ascunsă după floarea aia de aici. Dar este goală! Tragedie, că dimineața era plină! Dar de unde știi tu, bă, aurolacule, unde e sticla, un floare, ce e pe aici, pe la mine, prin casă? Eu zis, tu explic. O lege nescrisă. Majoritatea femeilor ascuns sticlele de țuică de bărbați, dar bărbații proști le găsesc și lasă sticla goală. Dar poate mai fi scăpat sticla de vodcă din flotorul de la veceu. Pentru că ăla mai este un alt loc în care femeile își ascund sticlele de băutură. Tragedie! Numai că unii bărbați le găsesc și acolo și le beau. Bă, eu știu cine e ăsta, mă, fii atent aici. Ia vino, prietene, încoa, ia vino tu încoa. Ia spune, noaptea asta unde vrei tu să dormi? Cu Mitică sau cu mine? Cu Mitică. Aici de bara acasă, nu mai deranjezi pe Lila, așa sunt. Pentru că majoritatea familiilor au niște copii pe care îi cheamă Lila și Axânte. Așa că hai, Mitică, să dormim în debaraj. Dacă îmi faci un masaj erotic, îți dau și $1000 pe oră. Masaj erotic. Dar de unde ai tu, mă, aurolacule, $1000? Uite de aici după oglindă, că i-am pus eu acele, așa că... Că majoritatea familiilor bogate sunt cu banii după oglindă. O feriat! Nu da! Să-ți spui, să-ți spui pe dreptul. Zăi! Eu! Pentru tine o făcui, pentru campania ta am făcut-o. Am vrut să-l chinuiesc pe Mitică toată noaptea ca să piardă voturile. Și deci m-am sacrificat pentru tine. Dar de ce să te sacrifici? Tu când poți să te sacrific eu, dă cu țitul, dă cu țitul. Dacă este așa pe amenințatele ar, e bine să știi că voi candida și eu primăriță. Și o să vedem atunci care pe care. Doamnă primar general, am o afacere excelentă din care câștigăm amândoi. Afacere? Ce afacere ai tu, dragă? Îmi închiriez mie Bucureștiul pe 99 de ani. Eu fac un iaz de vreo 40 de kilometri pătrați. Și vă dau dumneavoastră 10% din pește. Ce 10% ziceți? Din pește. Ia-te coada peștelui, o vezi cum se zbate, ia-te. Ce afacere e asta, dragă? Mă crezi proastă? Cum adică îți închiriez Bucureștiul? Dragă, unde vă credeți? Îți închiriez decât 6 sectoare, atât. Și-mi dai 125%, dacă vrei. Doamnă primar, în situația asta îmi pare rău. La revedere. Ei, la revedere. Ce să-ți spun? Următorul, dragă. Hai, mai repede. Ia, dragul, te instalași aceea.
Stă bine, fă, primăriță, feria, dracu. Auzi cum îți permis tu să zici firea al dracu primarei generale a capitalei? Mucalitule, nesimțitule, vrei să pun bodyguardii să-ți spoiască creierii pe pereți? A? Mă iertați, doamna primar general, am venit să vă rog și eu în legătură cu... Nu se poate, dragă, n-avem. Ieși afară, altă dată. Următorul. Măcar niște... Niște? Întrăznesc să-mi cer mie niște? Tu nu știi că bugetul primăriei nu permite să achiziționăm niște? Orice în afară de niște. Da? Dar măcar mă ajută și pe mine cu... Cu? Vrei cu? Când oamenii de pe stradă nu au cu? Uite, Rahova nu are cu de două luni. Plevnei au cu decât două ore pe zi. Și tu-mi ceri mie cu? Unde te crezi aici? Pe târla ta? Ieși afară! Nesimțitule, ieși afară! Să rămân la doamna primară. Hai, vină cu acea, vină. Hai, mă, miticuță, mă, că știi bine că pentru tine tot timpul sunt Lenușul drag, sufletel, iubire. Lenușul drag, sufletel, fălere. Uite de ce veni. Fă, nu prea mai moare lumea. Nu știu ce se întâmplă. Acum, dacă tălică ești acelea în locul lui Băsescu și omori câinii, zic că să dai o lege, ceva, să-i îngroape în coșciuge, mă înțelegi? Și împărțând banii pe din două, ce zici? Să îngroape câinii în coșciuge? Da. Poftim, lume. Și ziceai de mine că sunt proastă lume. Să îngroape câinii în coșciuge. Doamne, au, 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 proști sunteți. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, au. Ce dracu dai așa în mine costele? Dracu să fiu dacă nu chem bodyguards-ă și spun să te spoiască pe pereți. Urât vorbești în somn, ce ai? Urât? De unde? Că fu al mai frumos vis. Cu vis? E. Deci nu ajuns să-i primăriță pe buie? Ajunsești, Pedre. Când sunt alegerile? Dă-te să mă schimb, să mă schimb. Da, fă, potolește-te, fă, că au fost ieri alegerile. Ai dormit două zile ca oaia beată. Beată? Și cine a ieșit primar? Tu sau Mitică? Nici eu, nici Mitică. Ieși cine nici nu te aștepți. Ce? Iotel. De unde, dragi alegători, spuneți, unde-s grop, unde-s gunoaie? N-am văzut nicio groapă și niciun gunoi. Deci, nu există. Aici vom face o școală, aici vom face o șosea și aici un parc și becuri. Multe becuri din metru, metru să fie becuri, cam la înălțimea asta ca să le pipăi și eu. Dacă sunt calde, înseamnă că e seară. Dacă sunt reci, înseamnă că e zi sau e leară. Vă mulțumesc! Vai de capul nostru, Costel. De fapt, la așa oraș, așa primar.